Înainte de vremea asta a telefonelor, de societatea asta grăbită tare, mai uitam la oameni pe drum așa și uneori ne conectam privirile, ne zâmbeam unii la alții. Cumva poate face ziua faină așa, o privire și un zâmbet, nu contează cine e, ce e cu el, ce e cu ea pe acolo. Pur și simplu ești drăguț cu un om pe stradă și astăzi am văzut o gagică care venea către mine și mă tot uitam la ea, speram că o să-și ridice privirea, să uite să ne zâmbim. Dar nu s-a întâmplat asta pentru că era cu ochii în telefon, când îl băga înapoi în buzunar, iar îl scotea, se uita numai înainte, iar băga telefonul, iar îl scotea și vreau să-i zic, bă, unde te grăbești, mă, unde te grăbești? Și apoi am trecut la partea filozofică din creierul meu și am zis, unde ne grăbim? Dar serios, mergem pe jos, vrem mai repede, vrem biciclete, mașini, tren, avion, rachete, imediat ne teleportăm până anulăm de tot distanța și atunci acolo va deveni deja aici. Dar nu suntem în stare să ne bucurăm de aici pentru că vrem acolo. Trăim așa înșelați în viitor, dar nu, care viitor? Mâine e tot azi, de fapt. Azi e mâinile de ieri. Uai, vine weekendul, ce fac? Nu am planuri! Dar se reflectă, frate, graba asta în tot ce facem. Când desenezi, se vede că e un desen grăbit. Când dansezi, se vede că ești înțepenit. Am făcut rimă din greșeală. Când vorbește bâlbâi, când faci sex, sari peste preludiu, dar dacă te gândești la ce ne place ca omenire, e muzică, dans, filme, pictură, plimbări, viață. La fiecare vrem să ne bucurăm de moment, nu vrem să le ducem la capăt. Altfel, melodiile ar fi o singură notă muzicală, la dans ne-am ridicat și așezat la loc. Pictura ar fi un punct, pe care de altfel l-am și făcut, doar că se numește click. Le dăm un click, gata, desenul. Mi se pare că avem forță și viteză să le folosim când e necesar. Dar noi le folosim zilnic, frate, zi de zi de zi. Ne grăbim la sală să facem mușchi repede, să punem poze pe Tinder, să dăm swipe left la 9 din 10 oameni. Nu știu, zic, hai să ne calmăm puțin, atunci ne vin ideile, atunci funcționăm eficient pentru noi, nu când ne scremem să iasă. De exemplu, o beșină nu-ți vine programat, vine când vrea ea, frate. Hai să nu ne forțăm viața, hai să o dansăm. Mersi.